În cartea profetului Isaia la capitolul 26 cu versetul 3 stă scris Celui cu inima tare tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea căci se încrede în tine. Pacea a fost întotdeauna visul unei lumi devastate de război și calamități. Locuințe rezistente, mediu nepoluat. Pensii și asigurări sunt obiective ale vieții cotidiene strâns legate de căutarea siguranței, atât de mult dorită și totuși atât de efemeră. Sfânta Scriptură ne indică adevărata sursa a păcii. Dumnezeu e singurul care poate oferi pacea de plină, eternă. Aceasta nu e o posibilitate, ci o certitudine pentru cei ce se încred cu hotărâre în Dumnezeu. A fi hotărât e indiscutabil o calitate. Un om consecvent are mai multe șanse să-și atingă ținta, pe când unul ezitant în decizii și acțiuni cu greu va reuși să ajungă undeva. A te încrede în Dumnezeu înseamnă să alegi să depinzi de El și să împlinești voia Lui. Cel hotărât în încrederea sa are pacea garantată. Dumnezeu nu poate dezamăgi pe niciunul din cei ce se încred în El. Totuși, oamenilor buni li se întâmplă lucrurile și cei credincioși au parte și de suferință. Textul de astăzi a fost destinat inițial rămășiței credincioase a poporului, urmând să se împlinească abia după ce aceștia vor fi suferit ororile războiului și robia babiloniană. Dumnezeu nu promite lipsa necazurilor în viața celor cădincioși, ci că oricare ar fi problemele prin care aceștia trec, vor primi la final pacea și siguranța veșnică. Deși împlinirea acestei promisiuni va avea loc doar la revenirea Domnului Isus, Putem primi un avans încă de acum. Credința și ea față de Dumnezeu presupune acțiuni, atitudini, comportamente, ea implică obiceiuri alimentare, abstinența de la drogurile legale și ilegale, loialitatea față de partenerul de viață, respectarea timpului de odihnă și de activitate. Ascultarea de legea lui Dumnezeu în toate aceste aspecte, arată cercetările medicale. Reduce riscul bolilor cardiovasculare, al diabetului zaharat, al obezității, al cancerului, al infecțiilor. Îmbunătățește sănătatea creierului și crește durata vieții. Alege astăzi să rămâi credincios lui Dumnezeu și vei vedea curând că El poate fi pentru tine tot ce ai dorit vreodată.